Suntem alături de Adela Hașcu, instructor de Pilates, dar și dansator profesionist. Te las pe tine să ne povestești mai multe despre parcursul tău, pentru că știu că sunt ani de muncă și de experiență și cred că ar fi foarte interesant să ne spui de unde ai început și cum ai ajuns aici. Bună tuturor! Da, sunt și instructor și dansatoare. Am început de mică, de la 10 ani. De fapt, nu ești foarte mică, dar totuși performanța e bine să încep mai devreme. Dar am început de la 10 ani, dans sportiv de performanță, am făcut 17 ani, după care mi-am lărgit așa orizontul la mai multe stiluri de dans și am rămas mai mult pe latino. Și mi-a plăcut foarte mult și să încep să predau. Și pe parcurs am întâlnit și Pilatesul. Și uite, așa am ajuns să dansez și să predau ceea ce îmi place. Hai să vorbim mai mult despre Pilates, pentru că este un subiect de interes pentru toată lumea, având în vedere că foarte mulți dintre noi, mai ales din Constanța, suntem oameni care lucrăm la birou și stăm foarte mult în poziții nu tocmai în regulă pentru corpul nostru, pentru coloană. Așa că spune-ne tu ce ar trebui să facem când suntem la birou, astfel încât să nu ne afecteze foarte mult spatele. Într-adevăr, statul pe scaun sau la mașină sau orice stat per general afectează coloana, poziția corpului. În primul rând este important să faceți mișcare. Indiferent ce fel de mișcare, trebuie să fiți activ dacă mai ales aveți un job care mai mult vă ține pe loc fizic. Așa. Pilates, în schimb, este un antrenament între minte și corp. Lucru care te ajută și când nu ești în sala de gimnastică, sala de dans sau unde faceți Pilates, pentru că poți să te antrenezi și în timp ce ești la birou. Chiar dacă ești pe scaun, dacă te duci prin cunoștințele tale de Pilates pe care le acumulezi la orele de Pilates cu un instructor acreditat, te vor ajuta să-ți menții o postură corectă și în timp vei vedea că nu vor mai fi aceleași dureri sau neplăceri la statul la birou și așa mai departe. O să vedem asta ulterior, pentru că o să te rugăm să ne și arăți câteva exemple de exerciții, ce am putea să facem acasă, ce am putea să facem la birou când stăm pe scaun, cum să ne controlăm și să fim conștienți de corpul nostru, practic. Dar până atunci, spune-mi despre orașul nostru, despre Constanța, în ceea ce privește Pilates, în ceea ce privește sportul. Crezi că suntem la un nivel bun? Vin oamenii, sunt interesați? Da, vin din ce în ce mai mulți oameni spre Pilates, este un lucru foarte bun ăsta. Este destul de dezvoltat orașul acesta pe planul fitness-ului. Ar fi și mai frumos dacă ar fi promovat și de medici acest tip de mișcare, Pilatesul. În schimb, nu știu cât de cunoscut este pe partea asta. Da, cred că nu este suficient de cunoscut, așa că luminează-ne puțin și spune-ne mai multe despre asta ca să înțeleagă toată lumea ce este Pilatesul, la ce ne ajută, care sunt beneficiile. Deci, ca să înțeleagă, să se înțeleagă cel mai ușor, Pilatesul este foarte asemănător cu kinetoterapia, chiar și sunt exerciții care se aseamănă. În schimb, Pilatesul are anumite principii după care trebuie să te ghidezi, plus un anumit tip de respirație. Respirația aceasta te ajută foarte mult să îți dezvolți și să-ți antrenezi musculatura profundă, adică cea care este cea mai aproape de os, nu grupele mari de mușchi. Acele grupe de mușchi profunde ne ajută, de fapt, să ne menținem postura cât mai corectă, să avem coloana cât mai sănătoasă, să zic așa, în viața de zi cu zi. Și atunci, dacă tu începi să cochetezi cu Pilatesul și îți plac lucrurile acestea de respirație, să înveți, pentru că nu este ușor, e primul lucru de care te lovești la Pilates și puțin îți dă bătăi de cap, dar odată ce înțelegi tipul acesta de respirație, vei vedea că poți să-l execuți oriunde, oricând, la orice oră. Și prin faptul că pui și tipul acesta de respirație, faci și aceste exerciții,
corpul tău se dezvoltă sănătos, dacă ai afecțiuni, pentru că, din păcate, din ce în ce mai multă lume are afecțiuni la coloană, te ajută să ameliorezi durerea, nu vindecă, Pilatesul nu vindecă, ameliorează anumite dureri și te ajută să îți trăiești viața, să zic așa, fără dureri. Și încă o întrebare, este mai mult o curiozitate despre tine. Adela, spune-ne ce mănânci și cum arată o zi din viața ta și ce faci acasă de arăți atât de bine, pentru că sunt sigură că sunt foarte multe femei care și-ar dori să arate la fel ca tine. Ce întrebare mi-ai pus! Bine, recunosc, mai scap și eu la mâncăruri grase. Mănânc foarte multă ciorbă, să știți. Face foarte bine, e foarte sănătoasă, făcută în casă, de tine, cum îți place. Dar, în schimb, sunt foarte activă. Marea parte a zilei sunt în sala de dans și nu doar predau, și execut, și contează foarte mult mișcarea, cum am spus și la început. Să faci mișcare indiferent care, la câte variante de mișcări sunt în prezent, tot găsești ceva ceea ce îți place și poți să faci. Deci, fă mișcare și o să arăți bine și te simți bine. Așa este. Mulțumim mult, Adela, și urmează și partea demonstrativă a interviului nostru, când o să te rugăm să ne arăți câteva exerciții simple pe care să le poată face toată lumea. Dacă tot am vorbit de stat pe scaun sau în mașină, am să vă arăt câteva exerciții bune pe care puteți să le faceți pe un scaun, acasă sau la birou, nu contează. În primul rând este important respirația, cum am vorbit și mai devreme. Inspirăm pe nas, expirăm pe gura ușor întredeschisă, da? Inspir profund, expir, dai aerul afară. În același timp, retragi abdomenul spre coloană, ok? Acest tip de respirație îl faci pe tot parcursul exercițiului. Și acum, mențineți spatele pe cât posibil drept, cu palmele pe genunchi, inspirând profund, te pregătești, iar expirând, retragi mult abdomenul, cum am spus mai devreme, ușor curbând coloana, până când privirea ușor îți cade spre podea. Din nou inspir, te îndrepți, expir, retragi abdomenul. Și poți să faci această mișcare de 3, 5, 6 ori chiar, da? E foarte benefică. Important este să ai control în mișcare, să fii atent ca abdomenul să se retragă, e foarte important, pe expir, să ai umerii departe de urechi. Mai ales la inspir, avem tendința să ridicăm umerii spre urechi. Nu este ok, da? Umerii rămân departe de urechi. Facem de câteva ori această mișcare, după care putem să luăm un picior, îl punem peste celălalt în această poziție, menținând spatele drept, inspir, te pregătești, iar pe expir ușor te apleci, menținând spatele drept. Inspir pe nas, expir, te apleci. La fel, poți să execuți acest exercițiu de măcar 6 ori pe fiecare picior. Bun, după care, la fel, puteți să faceți cu picioarele ușor depărtate, brațele căzute între picioare, inspirând, lași spatele relaxat, gâtul relaxat, până atingi podeaua, dacă se poate. Expirând, te retragi, îndrept spatele, ridici privirea înainte. Inspir, te apleci. Expir, revin. Cu umerii departe de urechi. Și faci acest exercițiu de câte ori simți că îți face bine. Este important să simți cum se întinde zona lombară, da, zona rinichilor. Pilatesul noi aici îl facem pe saltea și avem câteva accesorii pe care puteți și voi să vi le achiziționați. Sunt foarte, foarte benefice, mai ales această rolă de spumă, mai mică, mai mare, mai moale, mai tare. Trebuie să vedeți care vă ajută și care vă face să vă simțiți mai bine. Să rulați coloana pe ea, să faceți anumite exerciții. Dar cel mai bine veniți să încercați în sală, pentru că
e mai bine să fiți asistați de un instructor acreditat.